Al Nasser este o echipă foarte, foarte bună din Arabia Saudită. Și știm că la Al Nasser este Cristiano Ronaldo, dar și jucători foarte buni precum Mane, Otavio, Talisca și așa mai departe. Însă, din păcate, nu reușește cu așa staruri în echipă să câștige Liga Arabiei, pentru că Al Hilal aparent se descurcă mai bine. Însă, în acest videoclip, noi o să preluăm Al Nasser pentru 5 sezoane și o să facem tot posibilul pentru a câștiga Liga Arabiei Saudite. E bine, și am ajuns la echipa Al Nasser, unde desigur că o vom prelua noi timp de 5 sezoane și o să încercăm să câștigăm această ligă, chiar dacă știm că nu va fi așa de ușor. Ca să facem chestia asta, avem nevoie și de alte obiective ca să fie mai interesant, așa că obiectivele sunt în felul următor. Desigur că obiectivul principal este să câștigăm în aceste 5 sezoane liga, așa că vreau să câștigăm de 2 ori. Trebuie să câștigăm desigur măcar o singură dată Asian Continental Cup, care este destul de greu de câștigat, așa că vrem să câștigăm o singură dată. De asemenea, echipa arată foarte bine, chiar arată foarte bine. Așa că obiectivul este să avem până la sfârșitul de 5 sezoane să avem 2 jucători de overall plus 90. De asemenea, trebuie obligatoriu ca după ce se retrage Cristiano Ronaldo să-l transferăm la Al Nasser, obligatoriu. Și desigur că avem voie doar un transfer per sezon. E bine, și cam acestea sunt obiectivele destul de simple, dar foarte utile pentru noi. Nu o să fie așa ușor să le completăm, așa că trebuie să ne pregătim echipa, care v-am arătat că nu arată chiar așa de rău, adică arată foarte bine dacă mă întrebați pe mine. Pe partea dreaptă aici, defensive, este puțin mai slăbuț până și portarul, așa că în primul sezon eu zic să transfer un portar. Clar avem nevoie de un portar în locul acestuia. Și avem bugetul necesar, 59 de milioane de euro. Wow, ok, ok, atunci hai să facem un transfer posibil realist. E bine, și Emi Martinez mi se pare un portar extraordinar de bun în EFC 24. Și având în vedere că are 30 de ani, poate ar avea înclinații spre Arabia Saudită. Și eu zic că ar fi un transfer destul de realist și foarte bun. Așa că pe el o să vreau să-l transfer. E bine, și până la urmă reușim să-l transferăm aici pe Emi Martinez, care ne-a costat de mult 54 de milioane de euro. Însă acum cu Emi Martinez echipa arată mai dotată, ce puțin portarul chiar trebuia schimbat. Poate sezonul următor schimbăm și fundașii sau unul dintre ei. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 1 să ne ce reușește să facă Al Nasser. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, însă da, Ronaldo a scăzut la 83, din păcate. La goluri vedem cu Ronaldo cu 30 de goluri, wow, efectiv, wow, 30 de goluri. Și la asisturi este el, împreună cu Tavio. Chiar un sezon foarte bun pentru Ronaldo, 39 de ani. Iar în ligă se pare că reușim să câștigăm din primul sezon. Wow, ok, nu mă așteptam la chestia asta, chiar deloc nu mă așteptam. Aparent Al Hilal cu un sezon mai slăbuț, locul 3. Însă vedem că Asian Continental Cup încă nu este gata, deci presupun că sezonul următor vom vedea dacă am câștigat sau nu. Așa că, da, intrăm în sezonul următor. În sezonul numărul 2, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Mă gândesc ca formația să o schimbăm puțin, pentru că, da, nu prea îmi place formația asta. E bine, asta arată mai ok, Brozovic poate să stea mai bine așa. Iar în sezonul acesta, să fiu sincer, clar avem nevoie de un fundaș, așa că o să mă ocup eu de această poziție. E bine, și de ce nu, haide să-l transferăm pe Osman Diamond, acest jucător de la Sporting, un fundaj destul de bun, 20 de ani, așa că haide să-l transferăm. E bine, și un nou fundaj vine la echipă, vine Osman Diamond, dacă nu mă înșel, ăsta e numele lui, fundaj destul de bun care o să ne ajute cu siguranță. E bine, și acum cu el în defensivă a mai rămas o poziție care am putea să o schimbăm sezonul următor, și aceasta de fundaj dreapta, poate găsim cea mai bună. Însă se pare că Cristiano Ronaldo nu mai vrea să-și prelungească contracta, retiring end of the season. Bă, ok, ok, deci următorul sezon trebuie să luăm următorul Ronaldo. E bine, haide să simulăm și sezon când mă redesc, vedem ce reușim să facem până la urmă și în Asian International Cup. Însă văd mai departe în Asian Continental Cup că n-am trecut peste echipa aceasta, dacă nu mă înșel, echipa din China. Deci da, suntem scoși în quarterfinals. O să fie destul de greu să urmărim Asian Continental Cup, dar o să mă chinu eu. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine în continuare, chiar arată foarte bine. Ronaldo a scăzut și știm că acesta a fost ultimul lui sezon, pentru că se va retrage, însă el a reușit 21 de goluri, destul de ok pentru ultimul sezon, având în vedere că are 40 de ani. Însă Mane la goluri a condus aici, 23 de goluri. Iar în ligă, surprinzător, deci nu-mi vine să cred, câștigăm din nou cu 82 de puncte. Incredibil. Deja am completat obiectivul din sezonul cu numărul 2 și mai avem încă 3
este sezonul la dispoziție. Sunt curios dacă reușim să completăm 5 din 5 acest obiectiv. Iar în Asian Continental Cup o să vedem mai încolo ce s-a întâmplat. Totuși am trecut de grupe, da, pe locul 1 cu 16 puncte, însă în sezonul următor o să vedem dacă reușim să câștigăm. Ei bine, și în sezonul cu numărul 3 vedem că nu mai avem atacatul nostru de succes, Cristiano Ronaldo, pentru că s-a retras, dar totuși vreau eu să-i găsesc regenul. Ei bine, și-am reușit să-l găsesc destul de ușor, însă nu are chiar așa mare overall cum speram eu, are 83, dar este totuși regenul lui Cristiano Ronaldo și desigur că o să-l vreau să-l transfer. Ei bine, și acum Miranda, noul nostru atacant, a venit la echipă pe poziție striker, desigur, și are 19 ani, 83 overall, o să ne aștept foarte, foarte mult și nu putem să transferăm un right back din cauza că, da, ne-am folosit singurul nostru transfer din sezonul acesta. Așa că mergem să simulăm și sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușim să facem în continuare. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, și în Asian Continental Cup se pare că terminăm grupa pe locul 1, după cum știți, cu 16 puncte. Mai departe se pare că o scoatem pe Al Ittihad cu 4 rate la general. Reușim să scoatem și pe Al Hilal cu 5-1 la general în semifinale și se pare că finala va juca versus această echipă Hyundai. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 2-1. Câștigă Al Nassr Asian Continental Cup. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat și el. Hai să vedem cum arată echipa și ok, Național Ronaldo, adică regenul lui, dar 87 overall, foarte bine acolo și pe total echipa arată destul de bine. Brozovic era roșu, nu înțeleg de ce, dar ok. Câțiva poate au început să mai scadă, dar eu zic că e ok. Iar la goluri se pare că este Leandro Miranda cu 27 de goluri reușește sezonul acesta și la asisturi este Otavio. Și în ligă nu se poate, avem 3 din 3 și 3 din 3 deja am completat obiectivul de sezonul anterior și continuăm în sezonul acesta. Sunt curios dacă reușim până la 5 sezoane. Totuși, cu 90 de puncte, e ceva, e ceva. Iar în Asian Continental Cup, da, o să vedem în sezonul următor, dar vedem că grupa a antrenat-o pe locul 1 cu 12 puncte. E bine, în sezonul cu numărul 4, hai să vedem ce reușim să facem la echipă. De data asta putem și noi să ne schimbăm right back-ul pentru că are 70 overall și n-am reușit deloc să-l schimb până acum. Așa că asta vom face în sezonul acesta. Wow, și se pare că avem bugetul foarte mare aici la arabi, 96 de milioane de euro. Hai să îi cheltuim bine. E bine, și ce nu avem banii necesari, așa că haide să-l transferăm pe Trent Alexander-Arnold. E bine, și un star vine la noi în echipă, vine Trent Alexander-Arnold pe suma foarte mare de 75 de milioane de euro. E bine, și acum cu Trent în dreapta, echipa asta este completă, efectiv completă. Martinez este primul nostru jucător care ajunge la 90 overall. Wow, nu mă mir că este el, dar ok, ok. Să vedem ce va fi următorul, poate este Miranda, sau de ce nu, domnul s-a transferat Alexander-Arnold. Probabil o să fie Miranda. E bine, așa că haideți să simăm și sezonul cu numărul 4, să vedem ce reușim să facem în continuare cu Al Nassr. În Asian Continental Cup, hai să vedem ce am reușit să facem mai departe. Știm că în Group Stage am terminat pe locul 1 cu 12 puncte. În quarter final se pare că am dat de această echipă care am dat și în finală sezonul trecut și reușim să o scoatem cu 3-2 la general. În semifinal scoatem pe Al Hilal cu 3-1 la general și suntem în finală versus cei de la Al Ittihad. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm, îi bate cu 4-1 și câștigăm din nou Asian Continental Cup. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, am completat și obiectivul acela cu 2 jucători 90 plus overall, Miranda, adică regenul lui Cristiano Ronaldo și Martinez. Și vedem că Miranda cu 28 de goluri, destul de bine aici, un sezon foarte bun, iar la asisturi se pare că este Sadio Mane. Iar în ligă nu se poate, nu se poate, câștigăm de 4 ori la rând 78 de puncte, nu ne oprește nimeni, sunt curios dacă și sezonul următor reușim. Iar în Asian Continental Cup o să vedem desigur cum se termină sezonul următor, dar terminăm grupa pe locul 1 cu 15 puncte. E bine, în sezonul cu numărul 5, haideți să vedem ce putem să facem la echipă, mă mir că Mane încă mai rezistă, are 35 de ani și are 85 overall, foarte bine pentru el. Însă sezonul acesta, sincer să fiu, haideți să transferăm un left back la echipă. Restul jucătorilor arată foarte, foarte bine. E bine, și de ce nu, haide să-l cumpărăm pe Joan Miranda, care se pare că este la Barcelona. Un jucător foarte bun care intră perfect la noi în echipă. E bine, și left back-ul nostru vine la echipă, Miranda, pe suma de 46 de milioane de euro. Și acum cu Miranda la echipă, echipa arată din nou pregătită și perfectă pentru acest sezon. Toți sunt 80 plus overall, ba chiar doi jucători 90 plus, foarte bine la echipă. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 5, ultimul sezon, să vedem ce va reuși să facă Al Nassr. În sezonul numărul 5 știm aici că putem să vedem Asian Continental Cup ce a făcut și se pare că grupa știm că a durat pe
locul 1 cu 15 puncte. În 4 poane se pare candidat de această echipă, Yatai, n-o să încerc să pronunț și la nume, cu 6-3 am bătut-o, la general. În semifinal dăm de încă o echipă ciudată, Citizen, și care reușim să o scoatem cu 3-2 la general. Iar finala este versus cei de la Al Hilal. Hai să vedem că reușim. 3, 2, 1 și reușim să-i batem, mă, cu 2-0 batem pe Al Hilal și câștigăm din nou Asian Continental Cup. Sezonul numărul 5, ultimul sezon s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată interesant, însă Martinez, 93 overall, destul de bine acolo. Iar la stats-uri vedem că este Miranda, adică regenul lui Cristiano Ronaldo, cu 25 de goluri și la asist-uri este Mane. Și se pare surprinzător că nu reușim. Nu reușim 5 sezoane din 5 să câștigăm Saudi Pro League, însă reușim de 4 ori la rând. Deci asta este ceva, data asta câștigă Al Hilal, asta este cu un singur punct diferență, totuși un singur punct. Și cam astea au fost 5 sezoane petrecute la Al Nassr. Chiar nu mă așteptam să fie așa de ușoară liga, mult mai ușoară decât cea din MLS. Și la obiective, eu zic că ne-am surcat destul de bine, le-am făcut clar pe toate. Sunt sigur că le-am făcut pe toate. Nu uitați în comentarii să-mi lăsați idei de videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!